Primăria Comunei Tomești, în parteneriat cu Fundația Corona și Școala Gimnazială Chicerea, au finalizat proiectul împreună în Poiana Vlădicăi. Cei implicați au urmărit reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunele Tomești și Holboca prin implementarea de măsuri integrate pentru 250 de persoane. Am reabilitat centrul de zi, am amenajat un parc de joacă, am amenajat un spațiu verde acolo. 25 de copii de la centru de zi au beneficiat de rechizite școlare, de excursii, iar copiii de la școala Chicerea și adulți au beneficiat de after school, de masă caldă, au beneficiat la fel de rechizite, de excursii, iar părinții, adulții au beneficiat de reconversie profesională. 33 de părinți deja sunt în câmpul muncii. În timp ce persoanele adulte au beneficiat de informare, consiliere și sprijin în vederea depășirii situației de criză în care se aflau, copiii au avut parte de consiliere psihologică, suport emoțional și financiar la centrul de zi Sfânta Maria din satul Tomești și de la școala Chicerea. Copiii și adulții beneficiarii acestui proiect au avut un progres pe care nu numai că l-am estimat, dar a fost și depășit. Ne-am dorit foarte mult ca oamenii să înțeleagă că prin efortul comun al primăriei, al autorității publice locale în general, al organizațiilor non-profit, viața lor se poate îmbunătăți și nu numai că pot aspira la o viață mai bună pe termen scurt, dar la un orizont al creșterii calității vieții pe termen lung. Am înregistrat foarte multe rezultate pozitive. Acești bănuți care au venit spre școală au fost cheltuiți cu foarte multă atenție și elevii beneficiari, un număr de aproximativ 137 de elevi, în decursul celor 28 de luni, am desfășurat aproximativ 6 activități mai mari. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și a fost în valoare de 4,6 milioane de lei, din care Uniunea Europeană a acoperit cea mai mare parte.